Bun găsit la știri! Șantierul pentru închiderea vechii gropi de gunoi de la marginea municipiului Reședință de județ a fost vizitat de șeful administrației județene Cătălin Nechifor. El a primit asigurări că investiția se va încheia la sfârșitul anului, cu 6 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Contractul pentru închiderea depozitelor urbane existente în județul Suceava a fost semnat pe 18 octombrie anul trecut, termenul de derulare investit fiind stabilit pentru 19 luni. Conform legislației de mediu și tratatului de aderare, depozitele urbane din județul Suceava au sistat depozitarea deșeurilor în perioada 2008-2011. Prin acest contract se vor realiza lucrările de închidere pentru 7 depozite urbane neconforme de la Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Siret, Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc, lucrări care se vor executa cu respectarea prevederilor Ordinului 757/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitele de deșeuri. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, la Fălticeni și Gura Humorului, stadiul lucrărilor este de 50%, Câmpul Lung Moldovenesc 47%, Vatra Dornei 45%, iar la Siret execuția abia a demarat, fiind cel mai mic depozit neconform și care necesită doar o singură etapă de execuție. Aici era practic depozitul neconform de deșeuri al Sucevei. În această zonă era un dezastru ecologic acum ceva vreme și de când am început construcția acestui proiect de închidere a gropii existente, vedem că lucrurile s-au schimbat foarte bine. Avem și drumul de acces în șantier, avem deja profilat și partea de deal care va fi în final mult lucrat pe ceea ce vedem noi acum, pentru că se are în vedere execuția unei membrane unei geomembrane, de fapt, bentonitice, așa se cheamă tehnic. Asta înseamnă că, înainte de a fi stratul final de pământ, va exista o formulă de geomembrană, deci construită de către antreprenori, care va asigura ca apa de suprafață, apa din ploaie, să nu ajungă în groapă, pentru că groapa este prevăzută cu 4 sisteme de captare, 4 sisteme pentru levigat, o să le vedem și pe cele construite ca mine, în care se colectează cât mai produce levigat această substanță și ea va fi transportată ulterior la moara, la groapa ecologică care o facem aici, pentru a fi tratată chimic și a fi, sigur, efectul asupra mediului spre zero. În final, după acest strat de geomembrană bentonitică, se va pune și stratul final de pământ, iar toată această zonă în care suntem acum va fi înerbată, va fi redată naturii și va fi chiar un lucru de care putem spune cu adevărat că va face plăcere și nimeni nu va mai ști că aici a fost un sfert de secol o groapă de gunoi total neecologică. Râul Suceava, din acest moment, putem spune că este mai puțin poluat din cauza gunoaielor de la Suceava. Putem spune că lucrarea avansează bine și, după cum vedem, sunt și acum utilaje la lucru, pentru că ne dorim cât mai repede să securizăm și acest mal drept al râului Suceava. Practic, construcția este în derulare și sper ca în scurt timp să putem finaliza întreaga lucrare de părare. Potrivit lui Nechifor, stadiul lucrărilor la Suceava este la jumătate conform graficului, fiind vorba de relocarea unui volum total de 300.000 de metri cubi de deșeuri. Totodată, proiectul prevede lucrări de terasamente, drumuri de acces, sistem de colectare al levigatului, apărări de maluri pentru protejarea râului Suceava. Directorul general adjunct al SUCT Suceava, inginerul Viorel Papuc, a subliniat că termenul de finalizare a investiției va fi devansat. Am făcut o promisiune fermă și ne ține de cuvânt. Suntem o companie serioasă. Am promis că până la 31 decembrie 2015 lucrările vor fi finalizate în întregime. Deci, practic, cu 6 luni mai devreme decât am contractat lucrarea. Totul decurge conform graficului. Sigur că acum avem o perioadă mai grea datorită condițiilor meteo, dar eu zic că vom face față și promisiunea va rămâne o promisiune și trebuie să ne ținem de ea, așa cum am promis. Este vorba de un volum uriaș. Corpul depozitului proiectat are peste 750.000 de metri cubi. Așa cum am spus, este vorba de o formă de relief care ia naștere aici și este foarte interesant să o vedeți la finalizare. Noi o să, la sfârșit, o să fie înerbat totul
o să fie foarte, foarte, foarte frumos. Lucrările de închidere se vor realiza în două etape. Prima vizează rearanjarea și compactarea deșeurilor pentru uniformizarea depozitului, acoperirea temporară cu strat de sol vegetal pentru a se evita pe perioada de tasare eventualele mirosuri, emisia de praf, apariția de paraziți și insecte sau izbucnirea unor incendii, precum și împrejmuirea depozitului. Cea de-a doua etapă presupune închiderea finală cu acoperirea finală a depozitului cu 85 de centimetri de pământ și 15 centimetri sol fertil, care se însămânțează cu specii locale de vegetație, instalarea unor echipamente de colectare și monitorizarea poluanților care se pot forma după închidere, amenajarea drumurilor de acces. Valoarea contractului este de peste 39 de milioane de lei cu o perioadă de implementare de 31 de luni, fiind dezvoltat în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava, cu sprijin financiar european, fiind finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regională.